Bună, Sâmia! Se pare că avem o nouă telenovelă în casa Mireasa. Dima, cel nehotărât între Sabrina și Denisa. A fost o zi, am înțeles. A fost următoarea zi, dar văd că nu se termină. Asta din cauza lui, pentru că el încă nu s-a hotărât la care fată să se oprească. Le vrea pe amândouă. Zicea că n-a avut încă un date cu Sabrina și nu se poate hotărâ. Dar eu știu că dacă îți place o fată și te simți atras de ea, nu mai e nevoie de altă opțiune, nu mai e nevoie de alta. Dar el nu e hotărât și mai zice că nu-i Denisa hotărât. El nu e primul care e nehotărât. E el. Sabrina, eu o plac. Eu le plac pe amândouă. Astea sunt singurele pe care le plac. Ele două. Și Sabrina a primit un pachet de la mama ei și un buchet de flori și era foarte emoționată. Normal, normal. Normal pentru că e foarte greu în casă fără să iei legătura cu familia, cu prietenii. Știu când eram eu, o lună și ceva, nu mi-a dat telefonul ca să vorbesc cu nimeni. În afară de David, care era cu mine, nu știam nimic despre nimeni și nu era asta foarte important. Important era că n-am luat legătura cu proprietarul. Eu am o casă închiriată, casă, nu apartament, casă. Și trebuie plătită chiria, nu? Așa că am cerut telefonul, n-au vrut dinainte, dar i-am amenințat. I-am spus că am să zic în direct, asta era amenințarea mea de fiecare dată. Mi-a dat telefonul până la urmă. Am sunat proprietarul și i-am spus unde mă aflu și ce la început nu m-a crezut. Dar știți cum fac cei din staff? Când îți dă telefonul, trebuie să dai pe speaker să audă ce vorbești. Dar, în cazul meu, au auzit ce am vorbit, dar n-au înțeles nimeni, pentru că am vorbit în greacă. Normal, în ce limbă să vorbesc, pentru că omul nu știe grec și nu știe altă limbă. Un bătrân, 70 ceva de ani, nu. Așa că stafful e cam, cum să zic, nu e chiar ok, trebuie să știe tot ce vorbim. Ce aș putea vorbi eu cu fata mea sau cu unul dintre voi, ce aș putea vorbi? Și ne avertizează la început. Nu vorbiți nimic de Mireasa, parcă nu vede toată lumea pe Antena Play. Nu vrea să afle niște lucruri. Oricum, concurenții care au fost deja în 6 sezoane au spus destule lucruri, la fel și eu. Deci, că vorbim de nehotărâre, să vă zicea ultima că trebuie, că nu e el tipul care să alerge după o femeie, care să lupte pentru femeie. Cu toate că una din fete, Sabrina, zicea că vrea să lupte pentru el. Denisa nu vrea. Cum să lupți pentru cineva? E plină lumea de băieți și de fete, de ce să lupți? Eu dacă văd pe cineva, și nu doar eu, orice femeie, că nu are niciun interes pentru mine, de ce să lupt? Ce schimbă asta? Nu schimbă nimica. Doar îl enervez sau îl fac să se plictisească sau să-mi spună, dacă e mai cu tupeu, să-mi spună, băi, lasă-mă în pace, că nu te vreau, nu te vreau. Bine, nu mi s-a întâmplat așa ceva. Nu mi s-a întâmplat, eu n-am fugit nici pe bărbatul meu, fostul meu bărbat. Noi femeile ar trebui să forțăm niște lucruri. Asta vine de la sine, ori te plac, ori nu te plac, nu există cale de mijloc, nu există. Ca să mă mai gândesc, să... zice Dima că el vrea să iasă cu o fată de mână, dar după cum se comportă, nu... Nu crede, nu arată asta. Și Sabrina, că vrea să lupte pentru el, eu nu înțeleg. E o fată foarte frumoasă. Dintre brunete, cea mai frumoasă dintre toate. Acum fac și un clasament. Dar foarte rău face. Lasă-l, cum zice și Denisa. Lasă, vine el după mine, nu să umblea după el. Și cum spunea tot Denisa, câteva zile că nu i-a dat importanță, el zice că nu-i hotărâtă, dar nu știu cum, ce femeie a cunoscut el pe acolo, pe unde stă, Timișoara, prin Severin, pe unde stă. Dar... nu mi se pare ce face el, nu mi se pare absolut corect. Și am văzut că râdea când s-a aflat că Denisa a făcut videochat, dar n-a fost chiar video, nu videochat, OnlyFans. N-a fost chiar, că a fost și a două poze și un filmuleț care zicea clar și pe Facebook și le râdea. Și mai era cineva care spunea că 70% dintre fete, Roberto, parcă fac OnlyFans. Și ce dacă? E o muncă, dar nu e tema că râdea. Nu, e cum râdea. Mă uit aici că am notat. Cum râdea? Râdea așa, să folosesc și un limbaj cum e la modă, la mișto. Flegmatic cumva, ca și cum nu cred că îl interesează de Denisa. Spune el că își dorește o femeie ca mama lui. Păi, cam 99 dintre bărbați vor o femeie ca mama lor. Și se vede că sunt amândoi dezamăgiți și el și fetele. Păi nici n-ar putea fi altfel. Nici n-ar putea fi altfel. Cu nehotărârile întotdeauna aduc dezamăgire. Să vedem cât o să mai lupte Sabrina pentru el. Să vedem, sunt curioasă. Deci, Cătălina, că și ea așa, a început și ea o telenovelă, a spus că îl place pe Roberto chiar de la început, dar a început să primească scrisori de la sora ei, de la prieteni, de când le primește, care o sfătuiesc să se mai gândească, pentru că el are o mare problemă. Un copil este o problemă. Nu poți să zici, e un copil, că nu e un cățel și nici pe asta nu... îl dai în strada iurea așa și nu te interesezi de el.
Așa că și eu sfătuiesc, bineînțeles că n-are cum să mă audă, dar zic și eu, aș sfătui eu, în caz că aș vedea-o, să se mai gândească în legătură cu Roberto. El băiat frumos, dar eu și pe el l-aș sfătui, dacă l-aș vedea, să vadă copilul prima dată. Să vadă copilul și după aceea să ia hotărâre înainte, să vadă copilul, nu pot să spună absolut nimic. Și am văzut pe băieți în casa lor, bineînțeles, încuiați, așa, ține staful concurenții. Au venit să căsătorească, să cunoască și ține încuiați, lasă o oră, pe zi, două ore, foarte mult. Asta e un program ăsta care l-a făcut, cine l-a făcut, e dezastru. Și vorbeau, că știți că urmează, cred că vineri urmează să pună fetele în spatele băieților și fiecare e curios cam ce fată s-ar pune. Și mai vorbeau și de Cătălina. Păi Cătălina a venit cam supărată de educul ei. E cam supărată în general pentru că ea e o fată mai timidă, mai liniștită. Nu se compară cu, să zicem, cu Hatice, care vorbește. Am spus pe ea plângând, nu știu ce. Poți să fii afară foarte serios, să zic, om, pe mine bărbat, mamă, nu contează. În casă, toți devin instabili emoțional. Încep cum ior la ea, nu apreciez deloc, nu-mi place. Nu-mi place că l-ați văzut pe Andrei cum face. Și Denisa. Mie îmi place Denisa, v-am mai spus. Și zicea că ea nu se simte bine și nu se simte ea în acest triunghi. Și am văzut cum râdeau fetele de Carmina. Ziceau, râdeau toate de Carmina. De ce râdeau de Carmina? Că e înaltă și că nu ar face nimeni cuplu cu ea. Și l-am văzut și pe Alexuțu, pe băiețelul, că și el vrea să, normal că vrea să cunoască fete, cu cine să cupleze. Poate să vină vreuna mai micuță. El ar fi vrut-o pe Irina din cauza că îi scundă. Nu, din altă cauză. Altceva nu văd. Cam asta am avut să vă spun. Eu aștept gala și petrecerea de sâmbătă, pentru că sâmbăta trecută am crezut că o să fie petrecere, am anunțat-o, dar nu a fost, nu știu de ce. Unii ziceau că n-are staful bani. Foarte vesel băieții dimineața la prima oră, de fapt nu era chiar prima oră, era o oră când s-au trezit ei. Foarte vesel, discută, acum toți așteaptă gala și toți așteaptă primul party, pentru că Simona le-a promis că această sâmbătă o să fie party. Și după cum spunea Alex Suțu, cel micuț și cel simpatic, mie mi-e simpatic. Că el după party o să se hotărască la fată, la ce fată va alege, că atunci se vede caracterul omului când ia ceva la bord, bar, nu știu dacă e chiar așa, pentru că eu, iar mă dau pe mine exemplu, dar nu pot altfel, tot aceeași sunt, bine că nu mi-au exagerat. Nu, pentru că eu vreau să fiu lucidă. Cum ai băut, ai întrecut măsura, un pahar merge când și când, dar cum ai întrecut măsura, nu mai știi ce faci și eu vreau să știu ceva. Deci, băieții veseli, chiar îmi place când îi văd așa prietenoși. Știți ce nu-mi place? Nu-mi place când râd unii de alții, pentru că nu-i nici unul prinț, nu-i nici unul și chiar dacă ar fi. Nu le dă dreptul să râd unii de alții. E urât asta, chiar e urât, nu-mi place. Toți sunt la fel, sunt acolo pentru același scop. N-are rost să râd unii nici de Alexuțu, nici de Roberto, de nimeni, practic, nici de Andrei, chiar dacă e miorlăit el și plângăcios. Asta e caracterul lui, nu se poate schimba acum. Așa o să rămână toată viața, până o să aibă 100 de ani, tot plângăcios o să fie, încă o să fie și mai mult. Zic și eu. Doar Bogdan e supărat că nu-l mai cheamă la capricii, că nu l-a mai chemat de mult. Păi să facă și el ceva, păi nu poți să te cheme așa iurea fără să faci ceva. Să facă și el ceva. Nu s-a arătat interesat de nicio fată sau nicio fată de el. Nu, știu că este vulgar, dar e un băiat, depinde și de ce educație a avut. Eu nu am nimic cu nimeni, absolut cu nimeni, îmi dau doar o părere de comportamentul lor, în casa mereasă, tot nu știu ce fel de oameni sunt, nu? Dar să vorbim de Cătălina după ce a venit de la date, știu că am mai vorbit de ea, dar mai vreau să mai vorbesc, a fost puțin tăcută, bine că ea chiar vorbea cu fetele pe tereasă și zicea că e atrasă de Mihai. De Mihai. Mihai, cel care are 1001 de pretenții la femei și nu contează ce ceri la o femeie, contează și ce oferi. El zice că e frumos, ai părerea lui dacă e frumos. Eu nu-l găsesc așa frumos. Ei, bine, eu am băiat mai mare că el. Toți băieții mei sunt mai mari că el. El are 25 de ani, băieții mei au peste 30. Chiar și peste 40. Și, păi dacă ia Cătălina să simte atrasă de Mihai, să facă primul pas, să-i spună. Deja, dacă a dat acest material în emisiune, el a văzut și poate să facă el primul pas. Că tot nu are pe nimeni. După ce a spus la prezentare, am văzut că fetele au dat înapoi.
Stau de vorbă cu el doar așa, să vadă cam ce gândește, dar nu se arată niciuna interesată. Pentru că această Cătălina, dacă nu merge cu Roberto, pentru că are probleme de familie, știu că a mai fost într-o emisiune, unul cu copil sau cu bodnica gravidă, mi se pare, și a plecat și acum sunt împreună. Deci, cam problematic acest Roberto, cu toate că eu îl simpatizez, e băiat frumușel, dar întâi trebuia să-și rezolve înainte să intre în casa Mireasa. Chiar trebuia să-și rezolve problemele lui, nu intre așa în casa Mireasa și fără să ai problemele rezolvate, nu? El îmi place fetelor să se adune câteva și să râdă de altă fată sau de alt băiat. Am însuși pe Denisa, că erau mai multe pe terasă și râdeau de Carmina, nu râdeau doar de ea, râdeau în general așa, dar de obicei subiectul lor preferat de Alex sau Alex Suțu, cum zic eu, pentru că e micuț. E micuț, dar tare în gură. Da, și de multe ori, să știți că are dreptate, eu așa-l văd, că are dreptate Alex Suțu, ce zice. Și treaba cu party, că după party o să-și dea seama de caracterul multora, de fete, cred că e interesant, normal, chiar are dreptate, chiar îi dau dreptate. Și eu aștept party, și eu aștept. Să vedem dimineață, toți mahmuri. Bineînțeles, nu sunt sigură, sau nu știu de fapt, dacă toți vorbea, pentru că stafful le aduce alcool, sper să nu le aducă mult alcool. Eu știu că stafful vrea materiale și omul, mai ales tinerii, că nu sunt ei inițiați în ale alcoolului, 2-3 ani dacă au de când beau, dacă. Ca un om care bea de 20 de ani, nu, ei nu sunt inițiați, ei beau 2-3 pahare și e-s gata. Dar stafful n-ar trebui să le aducă atât alcool de mult, să le aducă o sticlă de vin sau un lichior la fete, la toate câte sunt 7-2 mame, nu știu dacă mamele beau. Ajunge un păhărel mic, puțin de bună dispoziție, nu să stai, ați văzut ce s-a întâmplat în sezonul 6? Că era să pățească rău de tot Miruna. Și nu știu de ce, pentru că n-avea, să zicem, căpii de supărare. Ca să uiți, ea ce, era fericită, era... Tocmai dansase deasupra de acest stripper, nu știu cum îl cheamă, scapă numele, eu n-am auzit de el, nu știu cine e, un stripper. N-are importanță numele, are importanță ce face. Am văzut ce a făcut și a exagerat cu băutura, nu e corect asta, nu e corect că poate să se întâmple ceva foarte rău. Și atunci stafful trebuie să dea multe, multe explicații. Mai bine dă-le puțin alcool să nu aibă din ce să îmbete. Pentru că ei dacă vor să certe și vor să bârfească, pot și fără alcool. Nu. Ce mai bine asta e, nu mult alcool, dar stafful face regulile, nu le fac eu, îmi dau decât o părere. Și Andreea cea micuță, eu nu prea simpatizez, frumusețe nu văd la ea. De exemplu, cum e Sabrina e cea mai frumoasă fată și cu Denisa. Nici Hatice nu-mi place pentru că e foarte vulgară. A început de prima dată cu doamna Eleonora, când voia să facă și ea un program de... Doamna Eleonora, zic, să facă un program pentru curățenie. Nu știu ce au rezolvat cu curățenia, acasă am văzut că e curată. Sper să nu fie discuții cu curățenia. Eu, când am fost mama săptămânii în sezonul 2, aveam pe camere. Camera 1, camera 2. Unii făceau marți, alții făceau vinerea. Și în rest, la baie, atunci când... Sau holul, sa, bucătăria o făceam eu. Pe hol, pe afară, pe terasă, chiar am strâns și frunzele toamna afară. Mie îmi plăcea să fac treabă, să fac mișcare. Pentru că în casa Mireasa nu ai prea multe posibilități. Ori stai pe canapea acolo și te plictisești sau bârfești, ori faci ceva util, nu? Dar am văzut fetele nu se prea omoară cu munca. Cam în general nu prea fetele, nu știu, pe la bucătărie, care cum gătesc, care cum mănâncă, dacă sunt împreună, n-am văzut asta. Am văzut că mănâncă împreună. Eu aș vrea tare mult să se înțeleagă bine, pentru că știu că sunt venite din medii diferite, știu asta. Dar fac și ele un efort câteva luni, că nu o să șadă toate 6 luni, asta e sigur, nu o să șadă toate 6 luni. O să existe eliminare cât de curând, vom afla. Cam asta a fost, așteptăm gala. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, like și share. La revedere!